hai de la studio să vedem ce-i cu tine, ce se întâmplă cu tine. Scepticismul ăsta așa e cumva înrădăcinat în noi, știi? Ca oameni, și eu nu-l am, mie nu-mi place, mie îmi place să fac treaba. Mă, și arunca cu pere, cu mere, una după alta și se blestema. Add it up. Să fucă, mă vede țiganii. Mamă, n-am unde să fucă, vrea ca să-mi ia banii. Naja, no, mamă, mamă. Tu janez, mamă, mamă. Da, Johnny Romano, în persoană, da. Aici ce, ce faci, Johnny? Ce să fac, sunt bine, uite. Bă, sănătos. Mersi mult că ai venit, Johnny Romano. Pentru nimic, cum? Ești cumva omul momentului. Să rămânem. Dacă... Chiar ești, nu, pe bune, chiar ești. Oriunde mă duc, ori deschid TikTok-ul, e fug de țigani, oriunde mă duc. Ma. Efectiv. Zim așa, ca să trecem așa mai repede prin astea, zim despre tine. Cum ai descoperit muzica? Că am auzit niște povești despre tine, că se leagă Ferentariul de tine. Aud gen Johnny Romano crescut în Ferentari sau care stă în da. Ferentari. Te deranjează cumva că, nu știu, că se evidențiază faptul că... Nu neapărat. Mă deranjează cumva foarte puțin faptul că limitează lucrul ăsta. Pentru că nu am stat numai în Ferentari, n-am umblat numai în Ferentari și am cunoștințe și prieteni în tot orașul. M-am documentat puțin despre tine, m-am uitat la mai multe reportaje, la mai multe... Ai fost și la... Păi normal, mi-am făcut și eu puțin temele, mă rog. Nu tot, că vreau să învăț și de la tine ceva despre tine. Zim, cum te-ai cunoscut cu Connector? Random, cum am zis la fiecare podcast, adică eram în casă, cântam și a pus un prieten al meu un story cu mine la el, i-a dat taglu lui Nenicu și m-a chemat la studio. Hai de la studio să vedem ce-i cu tine, ce se întâmplă cu tine. Bă, și mi se pare incredibil că am aflat că Naja Nou, am pronunțat bine, da. Așa, a fost făcută pe loc. Da. Eu dacă acum dau un drumul la un beat sau ceva, tu poți să faci o piesă pe loc. Și mi se pare ireal și asta arată că ești un artist în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce nu s-a spus atât de des, chiar ești un artist. Mersi, mersi frumos. Bine, eram puțin încălzit, să zicem. Adică mă apucase să mă procesez câteva minute pe acolo, să cânt un pic, să-mi fac vocalizele și așa mai departe. Și când a pus instrumentalul de la Naja Nou, nu știu, mi-a plăcut extraordinar de mult. Instrumentalul superb. Zim puțin așa despre Ferentari, că e un subiect mai tabu, gen viața de Ferentari, dacă ai trăit cum trăiesc, cum toată lumea crede că trăiesc oamenii din Ferentari, cu seringa la picior sau cu pastilă în gură. Nu, sau... Nici nu mai e Ferentari cum era odată și oricum, ca și copil mic, adică mă refer 4 ani, 5 ani, eu nu stăteam Ferentari când eram mic. Dar și acolo unde am stat eu, zona, dacă știi tu, Făișorul de Foc. Da. Și acolo nu era, crede-mă, era la fel de rău. Dar după, acum cât are Naja Nou pe YouTube, cam cât are? Nu știu exact să spun, 5 milioane și ceva. Deci ai simțit puțină faimă, nu? De când Da, aș fi nesimțit să spun că nu. Așa, ai profitat măcar puțin de faima asta? Trebuie să-i profita cumva. N-ai cum. Mi-am produs și un telefon. Poftim? Mi-am produs și un telefon. În sensul că? Mi-am produs un telefon, nu-mi dă bani pe el la... Păi cum? L-ai luat din magazin sau cum? Eu sunt Johnny Romano, dă-mi puțin telefonul ăsta. Așa și ai plecat sau cum? Mamă, zi mă, zi. Aia se numește tâlhărie, nu? Iartă-mă. Nu, am produs, am făcut și o puțină promovare, cum ar veni. Foarte bine. Păi nu... Vă și eu de la... Am învățat și eu. Nu primești mesaje de la că vor oamenii să colaboreze cu tine sau... Ba da, dar îți dai seama, sunt puțin selectiv acum și... Da. Dar eu în continuare sunt un om super normal, nu știu. Păi ești, că am stat oricum cu tine mai devreme pe afară, din pare un tip super ok. Dar vreau să te întreb dacă ești pregătit să ieși din bula asta, gen, că ești cumva, în ghilimele, crescut de Connector, cum, așa, că așa se zice, ajutat de Connector și... ești gata să treci din bariera asta, să fii gen Johnny Romano, bă, omul Johnny Romano care e doar Johnny Romano și nu e cu nimeni sau momentan? Nu e ceva neapărat pentru care trag,
ca să spun așa. Dar pentru ce tragi? Adică e super ok lucrul ăsta, nu mă deranjează cu nimic. Mai ales fiind că sunt la acolo la label. Până acum câte piese ai? Mâine apare a doua piesă, practic. Mâine ce piesă apare? Polițai. Polițai. E, ai feature pe ea? Da, Nenicu. Cu Connector, da. Nu? Foarte bine. Oricum am văzut că ați filmat clip și în Ferentar pe Alea Livezilor acolo. Nu eu, cu Ghetto Gang a filmat. Cu Ghetto Gang, dar ești și tu, nu? Eram și eu, cred că eram și pe acolo, da. Da, te-am văzut. De, tot de faimă vreau să vorbesc. Zi-mi, te rog frumos, sigur ai vreun mesaj dubios de la o fană sau un fan sau... Bă, dar poți să zici. Ce? Mi-a zis cineva să... Săptămâna trecută. Zic că hai, te muți la mine în... Unde a zis, Doamne? În Norvegia. Zic că te muți la mine în Norvegia. Și am zis că glumești, că e ceva, o glumă, știi? Zic că am... Ha-ha-ha, altceva. Da. Da. Zice, da, haide. Nu trebuie să plătești chirie de asta, știi ce zic, cum ar veni. Și am încercat să... Am văzut că e serios cum ar veni și am încercat să zic, păi, da, stai că am treabă aici. Și ce dacă de aici nu poți să cânti cu tare? Mamă, și m-a ținut acolo numai în filmul ăla, știu, un pic, și până la urmă am lăsat așa. Era bărbat sau femeie? Femeie, nu. Te-a arătat bine? Na, nu mai știu, nici nu m-am uitat. M-a prins conversația prea rău. Nu era genul tău, nu? Ce? Nu, dar nici nu era genul meu atât de tare încât să mă duc în Norvegia, tu îți dai seama. Dar care e genul tău? Care e genul meu? Da. Să nu stea în Norvegia, în primul rând. Bun. Sănătoasă mental, vai, cât îmi place. Ce înseamnă asta, sănătoasă mental? Sunt atât de atras de femei sănătoase la cap, n-ai idee, mă atrage maxim. Păi de ce femei ai dat tu de nu sunt sănătoase la cap? Ce? Ai dat de femei care nu erau sănătoase la cap? De ce tu nu le știi? Te faci acum cum ar veni, bă, că nu știi. Într-un fel înțeleg ce ziceam, vreau să-mi explici clar ca să zic, bă, da, am trecut și la modul, dacă am treabă, nu vreau să vină nimeni să arunce cu nimic după mine, știi ce zic, să țipe după mine pe stradă, de astea. Corect, da. Seara, când ajung acasă, vreau și să dorm. Știi, n-am da, ce da, să... Da. Da, din... Dar fine, să nu se înțeleg greșit, eu n-am dat să te bag aponte, nu... Păi oricum, nu, nimeni cred că gândește asta. Tu oricum pari un băiat foarte concentrat pe carieră, mă ocup de treabă, mă ocup de ale mele, nu vreau să se înțeleagă ca și cum... Că virgula aș căuta. Am înțeles. Oricum, a fost... E pandemie, n-ai apucat să mergi la petreceri mondene sau ceva, nu? Nu, chiar n-am fost. Dar ce vedete din România îți plac ție? Ce artist din România îți plac ție? Care e genul tău? Bă, dacă ar trebui să alegi să te cuplezi cu una. Da, tu vrei neapărat să-mi faci belea în casă cu una? Nu! Hai, adică... Băi, dacă ar vedea cineva, gen s-ar simți flatat. Uite, eu aș vrea, de exemplu, mă rog, e luată, mă gândeam, Antonia. Ești dacă ar fi să aleg una, gen... Vrei să faci belele. Așa, dacă ar fi o femeie pentru care am respect. Da, respect. Și admirație. Și admirație. Pe care o respecti tu? Ce femeie respecti tu? E foarte greu așa la mine că tu știi ce zic. N-ai treabă, dar... Sau îți mai dau un exemplu la mine. Uite, mie îmi place foarte, o respect foarte mult pe Alexandra Stan. Bă, o respect din cap până în picioare. Băi, bună. Respect și tu vreo femeie cum o respect eu pe Alexandra Stan? Stai, fix. Ești nenorocit, ne dă lumea judecată. Nu mă, ce ai? Vorbim despre respect. Da, mai stai puțin pe subiect, că e bun. TikTok? Vreau să mă gândesc, gen. Nu, pe subiect cu respect. Cu respectul. E frumos să respecti. E frumos să respecti, băi. Să primești respect înapoi. Băi, asta e șoare. Să vă respectați pe celălalt. E foarte bine. Ce... Alură vagabonțească îmi dai acum, n-are nimica. Da, mă. E nou și pentru mine, pe alții. Suntem băieți, respectăm. Am fost crescuți de mine să respectăm femeile. Așa este. Uite, bă, zim trei. Trei. Vine unul cu pistolul la cap. John Romano trebuie să respecti trei femei din România. Hai. Prima femeie respectată. Nu vrea să-mi ia bani, nu vrea să-mi facă nimic, am înțeles. Vine unul cu pistolul la cap și trebuie să respecti trei femei din România, nu? Da. Bine, uite, spun prima, dar gen... Respect serios, gen, la mod serios, nu cum glumim noi. Okay. Andra, un artist superb, minunat, deci voce criminală. Da. Și carismă și tot ce trebuie. Și acum, na. Ok, deci tăiem Andra, că o respectăm... Nu tragi cu mine deloc, văd. Ce? Nu tragi cu mine deloc, văd. Bine, și eu sunt cu tine acolo un pic, Alexandra Stan. Da? Am zis să nu mai zic eu că ai zis tu, dar na. Păi, o putem respecta amândoi. Nenorocitule, așa... Mira.
Mira? Da. Mira, Mira, chiar, chiar e frumoasă. Da. Așa. Și mai zi una. Artist foarte bun. Chiar, da, e foarte talentată. Deci Alexandra Stan, Mira, vreuna de pe TikTok. Ce putere de convingere. Vreuna de pe TikTok? Da. Hai, mai schimbă puțin, gen... Focul meu din inima mea, spun sincer. Zi. Fără să mă feresc. Zi. Să vine Iohannis! Floricica dansatoare? Da, mă, o iubesc. O iubesc, e. O iubesc. E, Floricica chiar e. Bă, nu mai e așa populară cum era, nu mai apare atât de des pe TikTok, dar și când îmi apare, crește inima. Ultima oară când am văzut-o, furase cineva like-urile sau... Da. Da. Uite, eu fac actorie. Și eu de mic am învățat că artist în România trebuie să ai un plan B. Mereu. Bă, dacă faci asta, faci actorie, dar pe lângă mai trebuie să mai faci un plan B, pentru că artiștii din România, indiferent că sunt ei de muzică sau actori sau fotografi sau dansatori, ei trebuie să facă bani, trebuie să trăiască din chestia asta. Bă, și știi și tu situația, bănuiesc, că nu e cea mai bine plătită meserie asta de artist. Tu te-ai gândit la un plan B, ce să faci în afară de muzică? Am avut planuri B și în continuare am planuri B. Și cumva, chiar dacă sunt nevoit să mă folosesc de planul B, să spun așa, mamă, sună super dubios. Nu, nu, dar e plan B și... Chiar dacă sunt nevoit să mă folosesc de planul B, nu cred că m-ar încurca cu muzica. Nu cred că ar fi un impediment pentru mine lucrul ăsta. Sunt anumite skill-uri care le-am învățat, în care, de exemplu, știu să fac reclame. Google Ads-uri, știi? Mm-hmm. Știu să fac animație, nu la nivelul ăla înalt de animație, știi? Dar ca să fac o reclamă pentru un site, pentru un brand, pentru un produs, ceva, nu e extraordinar de greu pentru mine. Ai făcut banii asta? Da, chiar am făcut. Am făcut, când făceam, anul trecut, făceam reclame pentru un casino în Olanda. Eram acasă la mine și făceam asta. De acasă, după laptop. Foarte bine. Și nu durează extraordinar de mult. Mai ales dacă îți place să faci lucrul ăsta, nu durează exagerat de mult. Tu ce sfat ai pentru artiștii care vor să înceapă să cânte sau să joace sau să danseze? Să o facă. Să o facă, dar... Să o facă pur și simplu, pentru că știi ce am observat? Sunt foarte mulți care se plâng de situația respectivă, de nu se face bani din asta, înainte să înceapă să o facă, efectiv. Mm-hmm. Am cunoștințe, am prieteni, ai mei, buni, la care... Pot să spun asta pentru că eu le spun chestia asta. Păi faceți treaba asta și după aia spuneți că nu iese sau că nu e sau că nu e. Pentru că scepticismul ăsta și aia e cumva înrădăcinat în noi, știi? Ca oameni. Și eu nu-l am. Mie nu-mi place. Mie-mi place să fac treaba. Când vreau să fac câte ceva, mi-mi place să o fac. E, iese cum iese. Aia e. Și că n-ai ce să faci până la urmă. Nu e în controlul tău absolut orice. Dacă să-ți faci ceva, să-ți duci un produs la calitate, la standardul tău care îl vrei, mai ține cumva în proporție de 90% doar de tine. E că mă gândesc că sunt persoane, uite cum ai spus, prieteni de-ai tăi, care spun, bă, Johnny, vreau să fac asta, e tot ce-mi doresc să fac, dar, bă, vreau să câștig în primul rând, vreau să am un venit, vreau să... Ca să câștigi, că și dacă, nu știu, și dacă vinzi cartofi la piață, nu știu, orice, trebuie întâi să-i vinzi ca să câștigi ceva. Trebuie întâi să iei cartofii de unde iei, să-i duci la tarabă și de-abia după aia. Majoritatea care spun asta e cumva ar vrea să primească întâi înainte tot și după aia să-și facă treaba. Nu așa funcționează lucrurile în lume, în ziua de astăzi, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu sunt de părere că dacă vrei să faci ceva, trebuie să fii 100% în chestia asta. Chiar dacă pe lângă, după ce începi, bă, să-ți faci o fondație, după aia poți să te gândești la viitorul tău, la plan B, mai întâi, dar mai întâi să poți să fii, uite, poți să ajungi la nivelul tău și de atunci poți să te gândești și la planul B. Exact. Uite, hai să zic ceva, fac mărturisire. Eu sunt o persoană care a făcut de mic. Prima mea limbă a fost engleză. Am învățat mai întâi engleză, după am învățat română. Am fost la școală intensivă engleză. Am făcut engleză toată viața mea. Cambridge, tot ce vrei. Eu am fost pe engleză. Mi-ai povestit că ai făcut engleză și că mi-ai povestit că ai fost pe războaie toată viața mea. Am fost la pământ. Am iubit limba engleză, efectiv. Am învățat-o singur, am iubit. Bă, da. Un lucru, frate, m-a frustrat la chestia asta, că nu am accentul ăla al tău. Tu ai, cum zice Connector, accentul de Atlanta. Cum? Mai întâi vorbește puțin engleză. Stai așa un pic, înainte de toate, îmi cade blana și vreau să fac un spot la blana. Blana. Cu accentul, cum e cu accentul? Păi cu accentul, eu l-am învățat fonetic.
Adică, eu cred că de asta m-a ajutat. Cred că m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Că eu întâi am învățat fonetic și după am învățat teoretic și cum trebuie să spun corect și... prezent mai continuu. Mai tipă ce ai și după aia mai adăugai niște cuvinte, nu? Când am auzit prima oară muzică în engleză, ce făceam în casă, nu? Yeah, you should do this like me. Zic că toată lumea plecăm de la același punct. Giugu-giugule. Da. Cum ar veni prima oară când auzi engleză și vrei să repezi, pleci de la același punct. Giugu-giugule. Și fonetic. Bine, mi-a și plăcut muzica extraordinar de tare. Tu ai învățat-o prin muzică, nu? Da. Eu am învățat-o prin filme. Muzică. Da. Și prin filme, bravo. Mamă, spun la toată lumea chestia asta cu filmele. Învățați în filme engleză. Exact. Pentru că auzi exact cum se spune cuvântul și ce cuvânt e și traducerea jos. Genie. Mi se pare că la școală înveți doar partea asta. Înveți de gramatică. Corect, da, da. De-aia vorbește puțin engleză. De care engleză vrei? De care știi? De care vrei? Păi... Americană... Știi și British? Da, British? Cum să nu? Cum? British? British? Ai ce? o poveste din Ferentari. Sigur e ceva. Something crazy. Something crazy. Yeah, something crazy. Yeah. Wow, be careful. If they talk about you, they talk about themselves. Like, I'm sure there's something crazy, a crazy story from Ferentari. It is. Yeah, yeah. Well, oh, I know. Te nebunesc. Yeah. Zice și în română, pe asta e bună rău, gen. Adevărată, zic, poveste pe bune. Zi în engleză. Și după zic și în română. Că îmi plăcerea să vă zic. A few days ago, I saw two old women around maybe 54, 55 years old, something like that, on my street. They were throwing apples and bananas and pears at each other. Da, gen pe bune, 100%. Combină, vă zic și română. They were throwing apples at each other, like... Să blestema una pe alta, mă, și ce zic? Bă, dar chiar cum? Ia, blestema în engleză puțin. Cum ar veni? After your head. Lasă că faci după aia, dar auzi, stai să zic, auzi. Și... Ce zic și în engleză după aia? Da. Mă, și arunca cu pere, cu mere, una după alta și se blestema. Tu, fă, că cu tare. Sacoșii după ele cu batic în cap, mă. Și arunca cu pere pe mijlocul cu străzii, mă, la două după amiaza. Eu am nebunit, am zis că nu e adevărat. That's a waste. Băi, le culegea oricum altcineva. Bă, mi-ai spus înainte, ne-am spus că n-am întâlnit, bă, mi-ai spus povestea aia cu conector și cu cartoful. Da. Bă, vrei să zic în engleză? Zi-o în engleză pe aia. Da. Așa. The first time uncle came to connector came to Ferentari, you know, on Livezilor Alley. we was filming, I can fuck checked in telephone. We was filming the first clip, I think, of Ghetto Gang, the first video. And he came with a cab, he got out the cab and somebody, like some lady from the third floor, threw potatoes at him. Like at his head, like he had to dodge the potatoes and shit. Arunca cartofi. I swear. Pe bune, arunca cartofi după el. Am zis că nu e adevărat, am vrut de rușine, m-am băgat cam pământ așa. Băi, efectiv, gen... Am închis ochii, am zis, ia mă, Doamne. Băi, eu efectiv, accentul tău efectiv mă eclipsează pe mine ca vorbitor de engleză total. Bă, dar nu mai zi-mă așa, de ce să te minimizezi pe tine? Băi, dar uite, când vorbesc cu tine, zici că vorbesc cu directul, un american, vorba cu aia din Atlanta. Mai ales că, de fapt, nu. Zi. Vreau să zic că tu ești director de producție, dar nu e adevărat. Cum? Ești mie, geacă. Te rog, gen, pe bune, 100% vreau și geacă. Așa. Să rămână. Hai că te-ai încălzit puțin. Gata, așa, bă, și bine că ți-ai pus geaca, că par mai gangsta, așa. Pentru că vreau să facem ceva. Că îmi place că tu combini foarte mult stilul ăsta rap cu manele. No, nu? Muzică funk. Blues, jazz, funky jazz. Blues, exact. Niște jazz frumos din Al Jarreau, ceva de genul. Așa, faci un moment de freestyle? Blues balcanic. Exact. Faci un moment de freestyle? Da. Da? Da, hai. Fii atent. O să băgăm un beat și eu o să am niște cuvinte și vreau să bagi cuvintele alea în freestyle-ul tău și când aud eu gen cuvântul, schimb.
freestyle, Johnny Romano, Atlanta. Îți arăt cuvinte, tu le bagi, după îl schimbăm, hai. Bine, încep cu aia mea, gen. Mamă, n-am unde să fug, mă vede țigani. Hai că-i dat drum, flash. I'm saying that I'm grateful for my blessing like it's every day. My head be dizzy when I'm trying to find another way. But everything I do, I fuck with Christy Ho, cause he knows what he knows. But I be sad when I talk to the Pope. Ayy, I got my money on me, brother, I ain't broke. I be making these views when I'm running TikTok. Ayy, I be in Paris with my brothers in a year. Ayy, mama, we gon' make it, had no fa- I'm alone when I'm doing all this shit. I smile when I think about the bricks. And I don't need to do too much, I get my money for show. I got this cash in the duffel bag, it's all just for show. And I be doing all these things on a podcast though. On the lake by the name when I'm about my dough. I'ma go. Te rog, continuă. Așa, dramatic, sora asta. Am venit și eu aici cu voi, Camelia, ia-mă înapoi. Ia-mă înapoi, bă, și rămân dacă nu vreau înapoi. Și auzi bridge-ul ăla frumos. Yeah. Ia-mă înapoi, 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 Camelia. Ia-mă înapoi. Ia-mă înapoi, înapoi. Ia-mă înapoi. Hai, Camelia, ia-mă înapoi. Camelia, ia-mă înapoi. În inima mea simt că e un război. Fără tine nu mai mă simt smart doi. Ce-i place și la directorul de producție? Camelia, hai înapoi. Și auzi cum vine. Camelia, ia-mă înapoi. În inima mea e un război. Un război. Dacă sunteți bine, vin cu voi. Cu voi. Camelia, ia-mă înapoi. Camelia, vină încoace. Încoace. Cu Johnny Romano ne dăm cu pace. Cu pace. Și ăsta a fost acum prima oară. Prima oară. Podcastul cu Johnny în persoană. Păi, cam asta a fost. Da, nene, treabă. Bun, bun. Zi unde să te găsească oamenii. La Camelia. Zi unde să te găsească lumea, Johnny Romano. Cum adică? Păi nu vreau să mă găsească lumea. Păi Instagram pe astea, pe Facebook, gen. Da. Cum? Păi Instagram la mine, Johnny Romano. Facebook la fel, Johnny Romano. Le-am pe toate la fel. TikTok la fel, Johnny Romano. Așa. Păi te simți... Mulțumesc pentru susținerea, apropo. Te-ai simțit bine? Da, 100%. Eu zic că a fost de ajuns, Johnny Romano. Mulțumesc că ai venit. Mulțumim pentru invitație lui Emi. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Și follow pe TikTok și Instagram și piesa, nu știu când o să se difuzeze asta, dar tu ai o piesă nouă acum, cum se numește? Chiar mâine, îmi pare să știi. Pe ce dată? Zi data. 22. Așa. Domn polițai. Băi, până acum sigur a făcut milionul. Ce? Vorbesc din viitor. Până când... Da, sunt. Eu din viitor. Doamne ajută la toată lumea. Bă, sigur, sigur a făcut. Bine, băi, și ne vedem, să ne mai plimbăm pe la tine prin Ferentari. Te aștept cu drag oricând. Băi, da. Mihai, dacă vezi podcastul ăsta, sună-mă și pe mine, viața mea, că nu mai am numărul tău, că am schimbat telefoanele, vreau să vin să iau și eu alea.